Vedem în fiecare zi câte un influencer care face reclamă la vreun produs. Dar te-ai gândit vreodată cum sunt acele produse de fapt? În seria asta cumpăr toate lucrurile la care fac influencerii reclamă și îmi spun părerea sinceră despre ele. Și dacă ai vreun produs pe care îl promovează influencerul tău preferat și ești curios cum e, scrie-l în comentarii și poate va apărea în episodul următor. Și nu uita să dai like dacă mai vrei să vezi seria asta, după ce facem 25.000 de like-uri ca la celălalt videoclip, o să postez următoarea parte. Deci avem aici primul produs, sunt Cheetos. Ăștia parcă i-am văzut la Teo 10 pe story, nu mai știu cine promova, dar știu sigur că am văzut la Teo. Hai să stăm. Din păcate n-au avut aroma mea preferată. Cred că nu e în România și de aia. Deci ăștia ați primi sunt cu cașcaval și șuncă. Hai să vedem. Am uitat, sunt. Ăștia fix așa sunt aia, care îmi plac mie, aia super hot. Nu știu cum de la cum le zicem. Sizzling hot. Așa, aia sizzling hot, gen fix textura asta, wow, e genială. E genială, efectiv niciun alt chips sau pufule sau ce ăsta n-are textura asta. Maker rău. Dacă erau aia sizzling hot, erau și mai buni. Avem următorii. Ăștia sunt cu gust de cașcaval. Miros la cașcaval. Hai să vedem. Ăștia sunt normali. Mai avem ultimii cu cașcaval și ketchup. Cam ciudată combinație, nu? Mamă, miros bine, dar au decât a chipsul e să dacă te mint. Ia. Așa mai moi. Ți-ar faină textura. Ăștia zici că efectiv sunt pufuleți, pufuleți. Ăștia se numesc Twistos. Twistos și ăștia... Nu, doar Cheetos. Ăștia sunt crunchos. Ca notă o să le dau un 8. Ar fi fost 10 dacă era la cu sizzling hot, băi, deci ăla e efectiv, nu există ceva mai bun ca chipsurile alea așa de picante. Și de promovat, bă, nu știu, cred că aș promova. Da, probabil aș promova, că mi se par faine. Și dintre astea, treia rama mea preferată e asta cu gust de cașcaval și șuncă. Dar nu neapărat din, nu neapărat datorită aromei, ci cum sunt pufuleții făcuți, că sunt așa, crunchy. Iar acum avem KFC-ul, băieți, absolut extrem de multă lume a promovat KFC-ul. Cred că la un moment dat și eu am fost într-o campanie cu KFC-ul. Hai să vedem cum e, mi-am luat produsul meu preferat de acolo. Sper să-l fi nimerit bine. Bine, am stat foarte mult de taină. Arată super bine. Singura problemă pe care o mai simți la KFC, gen când mai mănânci, nu știu, că din când în când după ce mănânci simți că mori a doua zi, gen simți așa cum te doare inima. Dar e bun în rest. Bă, da, ce nu fie bun ca de fiecare dată. Și de așa mă să... În ultima reclamă promovată de influencer de la KFC am văzut parcă erau Maria Zvincă, Bogdan Techev și Iulia Boloca. Arăta super fain reclama. Produsul nu o să primească nota maximă, ca v-am spus, până la urmă este un fast food și să zicem că nu simți acum, dar puțin mai târziu o să simți așa puțin cum te arde stomacul de la ulei și de la astea. Să zic așa, un nota 6 și de promovat nu știu dacă aș mai putea să promovez plătit KFC, așa că merg eu și mănânc altceva, dar plătit nu știu dacă aș mai putea să promovez KFC-ul. Unul la mână pentru că este fast food și prefer să le recomand urmăritorilor mei o alternativă mai sănătoasă cum este burgerul, gen fiind restaurant și neavând chestii, nimic congelat și totul 100% natural. Chiar cred că o să fac un vlog separat în care mergem să vă arătăm de unde luăm carnea și legumele și toate astea ca să fie fresh. Nu știu dacă aș mai colabora cu ei pe viitor, dar mă rog, ușa tot timpul rămâne deschisă. Deci avem următorul produs, Mentos. Pe ăsta îl promovează tot Five Gang-ul. L-am văzut la Gami, la Dia, la Mădă, la Smără, la Shelly, la Ioana. Bine, logic că nu e prima oară când l-am gustat, că când au început ei campania, a primit Gami, bă, o găleată, uite, atâta cu Mentos și am fost aici și am furat o grămadă de ăștia. Deci, ca așa, ca să știți. M-am luat de alea cu fructe. Ăștia, eu prima oară credeam că sunt mentosane, dar gen gumă, gumă și eu, așa, mă, grebune sunt. Dă-mă și mie, că-mi plac rău de tot. Nu știu, chiar sunt forță, gen. Jur că nu fac reclamă. Dar din 2020 parcă colaborați cu ei, nu? De atunci când stăteai în partea la altă, știu că aveai dita mai aia. Am furat, cred că peste 10 de astea. Bă, ca snack, cel puțin 9. Nu dau 10, că poate găsim ceva mai bun, dar cel puțin 9. Gen. Bun rău. Da, bun rău. Bă, de colaborat, nu pot zic dacă aș colabora eu, că nu cred că ar colabora ei cu mine, că ei vor așa imagini mai friendly, mai... Nu știu cum să zic, nu cred că le-ar plăcea ce content fac eu în general. Da, mie mi se pare forță rău produsul. Următorul produs este Chupa Chups. Pe asta îl promovează din nou. Știu, au avut o campanie cu nu știu ce cursă în care era Gami, Ioana, Shelly, Mără și Mădă, parcă, și Dia. Nu știu, mă rog, din nou, Chupa Chups, cred că a mâncat toată lumea, a mâncat super mult de asta când eram mic. Când eram mic, nu puteam să-l deschid super ușor, nu știu de ce, erau mai lipite atunci, aveau lipici pe ele, te chinuiai super mult. Și încă o chestie, mi-era frică să mănânc Chupa Chups dacă mergeam pe bicicletă, că nu mai știu cine mi-a zis că dacă pic îmi sparg toți dinții. De aia mi-era frică, numai dacă stăteam, mâncam. Să zic că n-am mai mâncat Chupa Chups, cred că de peste 10 ani.
are exact același gust pe care l-avea atunci. E bun. Mă simt ca Elvis. Dar mai bune alea Mentos. Astea au un 7. Că nu poți să le mesteci, gen, știi? Gen tare, dar alea mai mănânci în continuu. Astea nota 7. De colaborat, nu știu, din nou, nu știu ce fel de reclamă aș putea să le fac eu, dar fain brand-ul. Chiar smechere. Următorul produs este de la Taco Bell. Băi, deci în momentul de față nu știu sigur dacă am un lapsus sau e efectiv efectul Mandela, dar eu pot să jur că am văzut o reclamă cu Silviu Fire, cum promova sosul Fire și mi s-a părut, ce amuzant, Fire promovează Fire. Bine, data asta băieții de la Taco Bell m-au recunoscut și mi-au dat mai multe sosuri ca să-mi ajungă, așa. Deci mi-am luat și un produs nou, burrito creamy jalapeno și o să testăm cu sosul Fire. Mamă, dar e măricel. Uite, bine, cred că Taco Bell e singura firmă așa mai mare care face tacos în România. Așa, hai să-i tăiem capul ca să nu luăm cu pâine și hai să vedem. Taco Bell se pune ca fast food, e super interesant. Hai să punem și sosul Fire. Cam mult. Bă, e bun, ca nu te-aș da un 8 forță. Îmi plac mai multe produse de la ei, mai puțin cartofii, că mi se pare transpirează fiecare dată. Dacă aș lucra cu ei, bă, poate că da. E faină, mâncarea e așa mai diferită, e mexicană. Deci, da, mie mi se pare șmecheră. Și, băieți, următorul lucru este Noodle Pack. Pe ăsta l-a promovat Shelly, a avut și Mădă un videoclip cu ei. Este promovat de destul de mulți influenceri. Avem aici un Noodle Pack Junior. Are ceva noodle și cred că pui crispy. Hai să vedem cum sunt. Deci porția asta costă 13 lei. Bă, și mi se pare că e multă mâncare la 13 lei. Adică, da, totuși. Da, puiul se vede că e. Cred că e congelat, nu știu sigur. Nu vreau să-mi dau cu părerea fără să știu. Dar e bun puiul, nu mă plâng. Noodle și în schimb sunt buni. Ce notă aș putea să le dau? Deci ca brand se pare șmecher, arată super fresh cutia. Au campanie cu influenceri. Restaurantele arată super fresh, mâncarea nu e proastă. Deci ca notă cred că o să le dau un 7. De colaborat, bă, nu pot zic că nu-mi plac noodle și chiar sunt ok și mai ales dacă îi cumper calzi, eu i-am deja de vreo oră. Sunt și mai buni. Deci da, aș colabora cu ei, mi se par fain. Următorul produs este alcoolic. Avem aici o bere Cozel, nu știu sigur cum se citește. Am înțeles că e rețeta autentică din Cehia, scrie chiar pe asta. Hai să o gustăm să vedem cum e. Așa. Am văzut că în campania lor de promovare este Spike și actorul din Umbre, nu mi-am trebuit acum numele lui, dar e șmecherău. Da, miroase ca berea. Hai să vedem. Bă, n-are deloc acid. What the fuck? E ciudată. What the fuck? E chiar foarte diferită de, nu știu, berea românească, nu știu, Ursus ăstea. E blondă, e bere blondă. Băi, are un gust chiar special, să zic așa, adică... Zi. Nu? N-are deloc acid. Bă, sincer, nu e berea mea favorită. Mie îmi plac berile mai puțin amărui, dar de un nota 8. Mai ales că e specială, chiar forță. Următorul produs, avem aici un burn promovat de Mara. Chiar am fost surprins când am văzut că un brand are încredere în ea. Hai să vedem cum e. Așa, băi, eu sunt mare fan burn de când eram gen copil. Au avut ăștia de la burn o echipă de BMX care a venit și în Severin și am apărut în videoul lor. A fost șmecherul, ne-a dat stickere și burn pe gratis. Cea mai fericită zi din viața mea de când eram copil. E bun, tot timpul mi-a plăcut că e așa mai dulce. Ca notă nouă, clar, și de colaborat, aș colabora cu ei, că v-am spus, îmi place până de când eram mic, de atunci. Avem aici Wet, promovat de Theo Rose și de Jador și de Zbâr. Da, deci nu știu cât de sincer pot să vă zic eu părerea mea în legătură cu Wet. Ce-i drept, foarte multă lume care bea Wet nu-l bea corect, pentru că Wet-ul nu e neapărat să-l bei direct din doză, ci e mult mai bun dacă îl faci cocktailuri și am făcut de mai multe ori cocktailuri cu el și a fost bun. Dar cel mai simplu, îl bei cu niște lămâie, stați puțin să vă arăt. Asta e efectiv cel mai simplu mod în care poți să bei Wet-ul, gen ca să aibă gust forță. Pui puțin de ăsta, bine, după gust eu pun cât mai mult ca să nu simt alcoolul. Hai că am pus. Băi, îl învârți așa puțin și gata cocktailul, e mini cocktail de... Mult mai bun cu ăsta. Bă, notă. Eu tot timpul am avut o părere bună despre el, nota cel puțin 9, pentru că îmi place gustul. Și îmi place că e unul dintre cele mai puțin îngreșătoare alcooluri. Are 99 de calorii pentru o doză de asta, ceea ce e extrem de puțin, că ia berea cât are. Berea asta are vreo 150, adică e cu jumate mai puțin. Și plus că e super fan să-l bei și să-ți faci cocktailuri din el și de colaborat aș mai colabora cu ei, că v-am spus, îmi place foarte mult produsul. Iar ultimul produs avem aici Pop Cola Zero Lemon Lime. Stai, Lemon Lime? Asta n-am mai văzut-o până acum. Am luat varianta 0 pentru că nu-mi plac așa mult sucurile cu zahăr. Hai să vedem. Asta e promovată de... A fost poză cu Inisebi și parcă și Petre Ștefan avea o poză. Da, efectiv toți trepării.
Păi e normal, nu prea se simte lime-ul. Un 7 așa să zic. Mă așteptam să chiar să aibă gust de lime, lemon, dar n-a avut aproape deloc. E popcorn zero normală. Nu e rea, v-am spus nota 7. De colaborat, mă, nu știu dacă m-aș potrivi cu popcorn, pentru că nu prea fac piese, nu sunt rapper și am văzut că ei promovează mai mult pe imaginea asta. Deci, na, 50-50 dacă aș colabora. Ștefan s-a abonat după ultimul meu video și a câștigat 100 de lei. Dacă nu ești încă abonat, apasă acum pe subscribe, pentru că săptămâna viitoare voi da alți 100 de lei cuiva care se abonează în următoarele 7 zile. Iar când ajungem la 1.000.000 de abonați, voi mări premiul la 1.000 de lei. Și dacă ești deja abonat, folosește telefonul de la un prieten, frate sau părinte și abonați-te de acolo și s-ar putea să câștige ei 100 de lei.